ei s-au ocupat, nu numai într-o, putem la ora actuală realiza ce însemna cartea atunci. De ce? Cărți la pangarele bisericii, cărți în librăriile bisericești, cărți bisericești de zidire sufletească în librăriile laici, Băveanu, cât și Antimi Ivireanu, ce au putut să facă ei pentru poporul român și pentru partea otomană. De aceea execuția lui s-a petrecut dur. Ambasadori ai Occidentului acreditați de a fi oprită, așa cum se sugerează că dacă s-ar fi lepădat de dreapta credință, atunci se rezolva lucrurile. Nu e adevărat. Să facem o comparație. După 300 de ani, acum 300 de ani, contra înmulțirii neamului, erau otomanii. Comunitatea europeană, Uniunea Europeană, Consiliul Europei și cu toate câte funcționează acum la nivelul nou creat, sunt împotriva înmulțirii neamului românesc. Prin finanțare. Cum? Sprijinind €2,95, 5 prezervative, 3 gestive. La ora actuală ni se impun toate acestea. Sunt aspecte cum se pedepsește un domn și poporul mulțirii neamului. Ca să nu vorbesc de poporul nostru, din păcate, iată, e nevoit să o suport. Poziția de a naște, crește, de a educa, folosind fel de fel de idei și metode pentru ca să pentru ce au făcut ei în lume, care să sterilizeze populația. De-aia avem internet, să ne uităm pe el. Doamna Hillary Clinton, care... Cum? Tăților gay erau la început. A, dacă biserica e contra, a anulat intrarea. Are părere că în următorii câțiva ani trebuie oameni pe care mass media, pe care omenirea îi propagă, îi promulgă, îi ridică, îi face în toate echipurile. Pe de o parte, aici lovim în număr, pe de altă parte, facem toate mai departe, care, de fapt, sunt opusul acestui război contra înmulțirii neamului nostru. De ce a făcut brânză groaznică la cap și crede că e de ajuns să avem calitate? Și zice, vreau un copil pentru că atâta pot să cresc.
unui alt copil, celui de-al doilea. E un copil jumătate. Până acolo se ajunge. Avem cam multe cifre, multe, cu Germania 1,4 și rămâne Franța care are la ora actuală 1,8. În timp ce rata înmulțirii de aceea, porumbelul din gura doamnei Merkel a ieșit și în 2056 ne va găsi o afirmație reală putând vorbi de Republica Germană Islamică. De ce? Pentru că orice este sub 2,8, adunați în numele lui Hristos, formează biserica. La noi, 2, 3 sau mai mulți, adunați în numele meu, formează biserica. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu, niciodată nu va plua cu românii. Românii se vor naște ca și celelalte popoare, așa cum Dumnezeu a lăsat că să existe bărbat, femeie și Dumnezeu care sădește sufletul. Vorbind Coveanu, așa vreo 9 milioane 11, cât s-ar putea că vom fi noi în 2050, nu 2056, 2050, poate. Când se nasc 4, 2, este foarte simplu, foarte ușor să faci calculele acestea. O să spunem, da, în biserică noi ne ocupăm și de asta? Păi sigur, fac să explodeze astea nucleare, trebuie să ocupe și de dinamită și de trot. Sau despre aspecte financiare, financiare, economice. Dar nimeni, în afară de biserică, nu le așează toate deodată. Înțeleg că biserica nu are la îndemână acest lucru, nu ce întreabă știința. Și știința spune crimă. Folosește la îndulcitori la băutura. Păi, eu nu vreau să fac asta. Și eu trebuie să sesizez asta. Trebuie să-mi feresc creștinii de aceste nenorociri care tot vin, iar creștinii mei, creștinii bisericii, tot gustă de aici un pic, de acolo un pic și în cele de urmă se creează o înșelare de unde nu pot să mai afli adevărul. Care au omorât 599 de copii ca să se nască un copil. Sau cel puțin așa spune el. Că la fiecare două luni a încercat fecundarea in vitro. Doamna Adriana Iliescu. Biserica se ocupă de asta. Bine, face imprudența biserica asta, biserica noastră administrativă și probabil o să îl primească în biserică când o muri. Biserica face greșeală de fond, biserica administrativă vorbesc, nu biserica care este instituția divino-umană și care este infailibilă. Când primește în biserică, gineco. Dacă îi dăm afară, nu e bine, dar dumneavoastră trebuie să-i dați afară. Tu n-ai ce căuta aici. De ce? Dacă omori 400 de copii, s-au omorât azi. 400 de copii în toată România. Polonia are lege contra avortului. Părțile în apele neteritoriale fac avort și se întorc fără să fie condamnat.
Deși dacă ai o lege contra avortului, vine ăla. Aceste lucruri nu trebuie trecute cu vedere. Biserica are acest, precum a avut această putere și dexteritate să-l canonizeze pe Brâncoveanu, să-i studieze viața, opera lui inclusiv, că noi suntem conștienți de ceea ce suntem. Noi creștinii ortodoxi știm ce se întâmplă cu noi și cum se luptă împotriva neamului nostru. Împotriva neamului ca număr, împotriva neamului ca ortodoxie. Pentru că ortodoxia este foarte puternică, e forță. Și forța aceasta deranjează groaznic. Noi am fost foarte studiați în timp. Foarte. Ținem de o colivă. Și dacă n-ajungem toți la colivă, ținem unul de altul. Peste inibuire. E, astea au fost studiate. Nu trăi dezbinați ăștia. Aici e prea mare unitate. Dezbinare. Și s-a ajuns, din păcate. Și la această dezbinare, dacă privim istoriul martiriului lui Brâncoveanu și a fiilor săi, vom vedea de câtă trădare au fost în stare. Și rude, și polițiștii greci apreciau anii trecuți când intrau într-o casă jefuită că aici au fost albanești, aici au fost polonezi, aici au fost români. Dacă erau morți, acolo au fost albanești. Ăștia omorau, furau și plecau. Dacă nu sunt morți și i-au dispărut obiectele valoroase, bijuterii, televizor și câte ceva din astea electrice, acolo au fost polonești. Dacă au dispărut și prizele și fasungurile și așa, acolo au fost români. Asta era neocaltă. Din păcate. Pus asta pentru că grecii, în antichitate, se caracterizau printr-o unitate și încă la ora actuală se vede, și anume, când era vorba de dușman, se uneau. Și existau acolo doi mari diplomați, care erau în conflict, în așa conflict, încât Parlamentul, așa, cum era pe atunci, erau organizați politic, aveau multă nevoie de ei și pentru că era un pericol să se omoare din atâta ceartă. Fiecare avea o gardă de corp pusă de conducere. Gardă, gardă. Și ăștia aveau rolul să stea în jurul lor și dacă se întâlneau să-i dă spate. Numai că Grecia a fost atacată la sud, de la nord și la un moment dat și răsăritul era în pericol. Granița de răsărit. Atunci, ideea generală a fost ca să facem față aici, trebuie să nu fim atacați de aici. Trimitem diplomați care să amâne asta sau să negociem pacea. Și atunci au fost trimis ăștia doi. Dar cum să-i trimis pe ăștia doi? Pentru că ăștia doi se certau. Și atunci au mers, au făcut înțelegerea că de la graniță își dau mâna și se întorc și intră iar în ceartă când se întorc, când rezolvă problema. Și așa au făcut. Gărgile au dus până la graniță, i-a trecut dincolo și au dat mâna, a fost, au negociat pacea, s-a rezolvat și când s-au întors la graniță,
cu puțină atenție, cu o lipsă de atenție cât de mică o fost asta, mai să se încare, caiere, când au rezolvat. Aspectul acesta, îl spun ca să ne îndemnăm și noi unul pe altul. Dacă tot ne mai certăm pe una pe alta, dacă tot mai avem idei diferite, măcar când suntem atacați, trebuie să avem unitate. Noi suntem atacați acum în ființa neamului. Noi suntem atacați la cap, direct. Ori nu avem această înțelepciune a șarpelui să ascundem capul. Ceea ce am văzut acum 25 de ani, atacurile la adresa Patriarhului Teoptist, la adresa Sinodului, la adresa Bisericii în general, ce a fost? O lovire la cap ca să ne clătinăm. Și la ora actuală încă ne clătinăm. Noi suntem în clătinare din loviturile primite. De la cine? Dinăuntru. Nu din afară, dinăuntru. Cei din afară numai speculează această stare. Asta s-a întâmplat sub Brâncoveanu. Asta se întâmplă. Așa că Brâncoveanu este actual și prin jertfă, dar și prin conjunctura în care noi ne aflăm. Conjunctura poporului român, conjunctura în care se află vis-a-vis de tot ceea ce este esențial. Restul sunt surogate. Dar această credință noastră, neamul nostru, neamul. Noi toți vorbim neamul, neamul, neamul. Care neam? Neamul acesta care omoară copiii? Neamul acesta care primește în biserică pe oricine și oricum? Neamul acesta care nu mai își înțelege orientarea care ar trebui să o aibă? Care, neamul acesta care, dacă vorbești de Ștefan cel Mare, îți pomenește, nu să-ți pomenească de mersul vieții lui și ce a făcut el pentru Moldova și pentru tot Occidentul. Românul imediat se leagă de câte neveste a avut el. Auziți câtă prostie poate să fie în capul unui român? Ca atunci când vorbești de Ștefan cel Mare, ca binecredinciosul domn Ștefan cel Mare și Sfânt, aia are el în cap. Nevestele lui Ștefan cel Mare. De ce? Pentru că românul s-a prostit. Nu toți românii, românul. Adică acel român care nu mai merge cu capul. Nu-i mai merge mintea spre un asemenea spre o asemenea analiză ca să-și dea seama cine este, de unde vine, se distrug obiceiuri și tradiții pe capete. Se pierd. E foarte greu la ora actuală să convingi tinerii să cânte colinde. Da, în mod masiv. Așa că există grupuri, că există coruri, că există corale, da, asta, da. Dar noi vorbim aici de ceea ce ar însemna o manifestare masivă. Cum a existat în perioada interbelică? Cum istoria noastră o cunoaște? Iată, în câteva cuvinte, câte ceva despre martirii bucoveni, despre cum ei au servit de model, iată, peste veacuri, pentru familia noastră, familia creștină, pentru noi, familia creștină ortodoxă, deși noi când spunem creștin, nu trebuie să spunem și ortodox, că pentru noi creștinismul este ortodox și numai ortodox, adică dremăritor. Nu merge să fii și creștin, ci oricum. Iată, deci, că peste atâtea și atâtea câte au suferit și trecut ei, cum venim și noi
și încercăm să ne adaptăm în familia noastră, familia noastră creștină, în propria familie, de această jertfă, de acest model. Mă gândesc că s-ar fi putut spune mai multe și am și putut să facem un plan despre, am fi putut să facem așa un plan, să stăm așa într-o conferință care înseamnă un fel de sfătuire împreună, așa se numește. Conferință înseamnă împreună sfătuire. Dar mai bine poate aveți dumneavoastră, prin întrebările dumneavoastră, prin zicerile dumneavoastră, să dăm așa o linie anume, o linie care v-ar interesa într-un fel sau altul. Dacă vreți să întrebați ceva și îmi putea răspunde, răspunde. Dacă nu, ne ducem acasă și nu venim mâine seară. Ne documentăm la Biblioteca Centrală de Stat. Cum e treaba? Da, ce vreți să întrebați? Părinte, avem în Găhațec Biserica Densuși. Vă răspuștiți. Da. Este aici. Este una, cred că, din cele mai vechi pe teritoriul României și din câte am înțeles și pe sudul este Europa. Părinte, Imperiul Otoman a încercat de atâtea ori să ne facă